doamne, prin român ce reușim să știți. Luați-i pătuță ustriești de bărbați și luați-le banii și aduceți-i înapoi în țară. Bucă cel mare. Bucă. 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 Senatorul Diana Șoșoacă a ajuns astăzi la Giroc, iată, pentru a discuta despre partidul al cărui președinte este, și anume SOS România. Diana Șoșoacă a fost primită cu zeci de buchete de flori, a fost primită de către simpatizanții acesteia, mulți dintre ei au fost în lacrimi când au văzut-o pe senatoarea Diana Șoșoacă. Iată, aceasta încă continuă să pupe fiecare persoană prezentă aici la întâlnirea cu dumnea ei. Puteți vedea imagini, doamnelor și domnilor, în exclusivitate. După cum vă spuneam, Diana Șoșoacă a fost primită într-un mod absolut inedit aici în Banat. Cei prezenți la această conferință i-au arătat încă de când a pus piciorul pe pământ bănățean, ca să spun așa, cât de iubită și de prețuită este. După cum vă spuneam, încă îmbrățișările, saluturile și pupăturile continuă, iată, de aproape jumătate de oră. Senatorul Diana Șoșoacă continuă să se pupe și să se îmbrățișeze cu toți simpatizanții dumneaei. Le mai oferă câteva sfaturi, le spune că nu va ceda, că va rămâne la fel de bătăioasă, așa cum deja și-a creat această imagine. După cum vă spuneam, în jurul dumneaei s-au strâns foarte, foarte mulți oameni care vor să se fotografieze cu dumneaei, care vor să îi spună cuvinte de îmbărbătare, care vor să o asigure de tot respectul și prețuirea lor, întrucât Diana Șoșoacă, știm cu toții, trece acum prin niște furtuni în viața personală, dar până la urmă care afectează și cariera politică, de ce nu? Iată divorțul de soțul ei, acele mesaje amenințătoare cu pozele de la duș care se vor publica dacă Diana Șoșoacă nu va renunța la cursa politică. Ei bine, se pare că toate aceste amenințări până în prezent nu o sperie pe Diana Șoșoacă, care iată acum jubilează în mijlocul mulțimii, se îmbrățișează cu oamenii veniți aici la Giroc, aici unde are loc astăzi conferința partidului SOS România. După cum vă spuneam, deja s-au scurs zeci de minute în care Diana Șoșoacă nu s-a îndreptat către locul ei de la conferință, ci a mers și se îmbrățișează cu toți participanții. Am văzut mai devreme, a fost primită cu pâine și cu sare, așa cum este tradiția, bineînțeles, însă și de copii care i-au făcut chiar ode, poezii și le-au citit cu ochii în lacrimi, de asemenea vârstnicii și oamenii au lăcrimat la vederea Dianei Șoșoacă. Se pare că pentru mulți dintre aceștia Diana Șoșoacă reprezintă cumva un zeu, un punct de sprijin. Ei bine, iată, se pare că, după cum vă spuneam, îmbrățișările, pupăturile și cuvintele de bine continuă aici la Giroc, doamnelor și domnilor. Senatorul Diana Șoșoacă se bucură de simpatia și până la urmă dragostea celor care au venit aici. După cum vă spuneam, am văzut oameni cu ochii în lacrimi, am văzut copii dăruindu-i flori, am văzut oameni care își arătau respectul profund față de dumneaei. Chiar acum, doamnelor și domnilor.